Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Marius Creța, vă invit să urmăriți emisiunea În căutarea adevărului. Ne propunem să cunoaștem realitatea, de fapt fiecare dintre noi ne dorim să știm adevărul, însă sunt foarte multe întrebări, chiar poate fi cunoscut adevărul, chiar putem ajunge la niște concluzii despre care putem afirma cu toată convingerea că acesta este adevărul. Oare demersul acesta are vreo finalitate? Sigur, vrem să aflăm adevărul despre politicieni, vrem să aflăm adevărul despre situația economică a țării, vrem să știm cum stau lucrurile cu familiile noastre, cu prietenii noștri, cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Toate acestea însă ne determină să ne punem întrebări și de aceea vă invit ca împreună să găsim răspunsuri, să căutăm adevărul împreună. Ei bine, pentru seara aceasta vă propun o temă, aș spune, destul de importantă. Vom vorbi despre o putere misterioasă. Pentru că aș vrea să precizez încă de la început că în această emisiune ne dorim să aducem în atenție probleme care țin de suflet, de partea duhovnicească a ființei umane, dar sigur nu vom ignora și alte dimensiuni care fac ca viața noastră să fie mai frumoasă, însă din nefericire și uneori destul de grea și dramatică. Ei bine, în această seară revin, vom discuta despre o putere misterioasă, despre Sfântul Duh, așa cum afirmă creștinii. Ne vom întreba cine este Duhul Sfânt. Este chiar o putere misterioasă pentru omul modern sau postmodern? La fel de adevărat este și un alt lucru, și anume că această temă a stârnit de-a lungul istoriei foarte multe controverse. Nu ne propunem să le rezolvăm în seara aceasta, însă ne dorim să aflăm răspunsuri la întrebările esențiale pentru a cunoaște adevărul. În seara aceasta, împreună cu noi, este domnul Sorin Bădrăgan. Bună seara! Bun venit, Sorin! Bună seara! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Vreau să precizez că Sorin este decanul Institutului Teologic Baptist din București, este lector universitar doctor la această instituție de școală teologică. De asemenea, o să avem și o surpriză în această seară. Mă avea un invitat prin telefon din străinătate, tocmai din Spania, însă la momentul potrivit am să prezint cine este persoana aceasta. Sorin, mă uitam pe știrile care sunt prezentate în presă și în mod special în presa creștină și am văzut o știre foarte interesantă și vreau să plecăm de la această știre în această seară. În Cambodgia, o țară destul de îndepărtată de noi, s-a întâmplat un fenomen. 80 de oameni s-au convertit, au renunțat la budism, l-au ales pe Iisus Hristos, au spus tuturor, prin legământul pe care l-au făcut, că își doresc să-L urmeze pe Dumnezeu și a fost o ocazie în care Evanghelia lui Iisus Hristos a fost vestită la multe alte sute de suflete care au avut ocazia să înțeleagă și apoi chiar să se predea lui Iisus Hristos. E o mărturie pe care ne-o comunică un pastor și un misionar tocmai din Cambodgia. Aș vrea să te întreb dacă aceste semne sau aceste mărturii, aceste evenimente aduse în atenția publicului, pot fi un semn al lucrării Sfântului Duh. De fapt, ele nu că pot fi, ele sunt semnul lucrării Duhului Sfânt. Pentru că Domnul Iisus Hristos, înainte să se înalțe, după cum ne arată Apostolul Ioan, spune că se va duce la Tatăl pentru ca să ne trimită un mângâietor. Unul dintre lucrurile pe care acest mângâietor, acest paracletos, avea să le facă, era să mărturisească tocmai despre Domnul Iisus, ceea ce a auzit acolo în forurile divine, ceea ce Dumnezeu în sfatul acesta, în cadrul Trinității, a hotărât din veșnicie planul lui Dumnezeu. Și apoi Duhul venind în lume avea să ne explice, să ne convingă de lucrul pe care ar trebui să îl facem, și anume să acceptăm ceea ce Dumnezeu a făcut în Fiul Său Iisus Hristos. Astfel că, dintr-un punct de vedere, orice convertire este rezultatul lucrării Duhului lui Dumnezeu. Dar e posibil ca cineva să afirme că ceea ce s-a întâmplat, de exemplu, în Cambodgia, să fi fost pur și simplu o experiență emoțională. Oamenii au fost marcați de ceea ce li s-a prezentat și au spus, vrem și noi să mergem pe calea aceasta. Cum ai răspunde la o asemenea abordare?
englezul zice time will tell, adică timpul va spune. Adevărul este că noi nu știm. Judecătorul este doar Dumnezeu. El știe ce se întâmplă în inima cuiva. De-a lungul istoriei noastre a creștinilor au fost asemenea situații. Spre exemplu, în secolul 18-19, chiar în timpul unor mari treziri spirituale, predicatorii, care de obicei erau itineranți, ajungeau așadar în locuri pentru o perioadă foarte scurtă de timp. Predicau cu patos, cu foc, cu siguranță unii aveau o autoritate spirituală deosebită, dar tocmai faptul că stăteau puțin acolo, în timp, într-un fel a adus lucrul ăsta un fel de imperativ al imediatului. Oamenii decideau imediat. Oamenii erau chemați ca atunci și acolo să ia o decizie pentru Dumnezeu. Ceea ce este foarte bine, pentru că ziua de mâine nu e a noastră. Și ce a urmat totuși? Ei, ce s-a întâmplat, spun unii comentatori, unii istorici creștini, că s-a dezvoltat un fel de cultură a unei convertiri unei convertiri facile. Repede, astea sunt problemele, nu acum, ia decizia. După ce au început să apară și corurile, niște cântări minore, din astea care induceau o stare mai așa sensibilă oamenilor. Potrivită de altfel pentru o decizie. Cu siguranță, lucrurile astea nu sunt rele în ele însă, în niciun caz. Ele pot pregăti inima unui om, însă mereu trebuie să fim atenți să nu stimulăm prea mult partea emoțională a omului, pentru că până la urmă convertirea este un act al voinței, este răspunsul pe care eu ca individ îl dau lui Dumnezeu. E clar că nu pot face singur lucrul ăsta, Dumnezeu mă ajută, dar trebuie să rămână și mintea mea implicată, și voința mea, pentru că ce mă ajută să repet hotărârea mea de a-L urma pe Dumnezeu în fiecare zi este tocmai acea alegere conștientă a Lui. Dacă e numai o emoție, atunci când vine primul val, când s-a dus soarele în nori și apar încercările, apar problemele, așa de repede cum m-am convertit, așa de repede mă și pot lăsa. Așadar, timpul va spune, în sensul că dacă persoana care, sau persoanele care au mărturisit pe Domnul, vor lăsa Duhul lui Dumnezeu să producă în ei roada sa, vor trăi o viață curată, o viață care să-L glorifice pe Dumnezeu, vor fi parte a lucrării lui Dumnezeu în lumea asta, atunci vom putea încerca și noi să ne dăm cu părerea, deși nu e bine să facem. Nu este întotdeauna bine, adică nu este bine pentru că judecător este Dumnezeu. Să înțeleg că, în opinia ta, există și această posibilitate ca în spatele unei experiențe spirituale să nu fie Duhul lui Dumnezeu? În spatele oricărei experiențe spirituale autentice este Duhul lui Dumnezeu. Nașterea din nou, convertirea autentică, nu se poate face prin lucrarea noastră. Indiferent cât de dibaci ar fi un predicator, cât de bine ar cânta un cor, cât de grozave ar fi cântările, asta nu mișcă cu adevărat inima omului, pentru că nașterea din nou este o lucrare supranaturală care este realizată de altcineva, pentru că noi nu putem să ne smulgem din starea aia căzută în care suntem. Dar stări emoționale deosebite pot fi create, v-am spus, cu muzică, chiar cu cuvinte deosebite. Sunt așa de mulți oameni care te pot face să plângi, după cum foarte bine alții te pot face să râzi. Sunt unii care storc lacrimi cu o ușurință deosebită de la noi. Da. Mulțumesc, Sorin. Știu că predai teologie sistematică la școala despre care am vorbit puțin mai devreme și cred că ai discuții cu studenții despre Sfântul Duh. Care sunt cele mai interesante perspective pe care le-ai întâlnit vis-a-vis de această temă? O întrebare vis-a-vis de modul în care îl putem înțelege efectiv pe Duhul lui Dumnezeu. O alta vis-a-vis de ce daruri dă Duhul lui Dumnezeu, pentru că noi mereu vorbim despre cele miraculoase.
O alta, care este modul în care ar trebui să-L percepem pe Duhul lui Dumnezeu? Este o forță, e un vânt, e un abur, ce este? Într-un sens, poate că ar fi indicat să vorbim despre o putere pe care Duhul o aduce, o forță pe care Duhul o mediază. Pentru că, de fapt, în istoria acestei doctrine au fost unii care au comentat în primele secole, secole 3-4, așa numiți tropici și apoi pneumatomahii, luptători împotriva Duhului, care spuneau că Duhul e doar o creatură, e o forță. Spuneau tropicii, pneumatomahii, că e o creatură, un fel de înger cu un statut deosebit. Cum îl înțelegem pe Duhul lui Dumnezeu? Și a fost nevoie de intervenția unor teologi, unul din părinții bisericii care au punctat foarte bine și au făcut niște argumente grozave. Atanasie, unul dintre ei, apoi părinții capadocieni, Grigore de Nazian, Grigore de Nisa, Vasile cel Mare, care au ajutat și au lucrat în așa fel încât la conciliul de la Constantinopol din 381 au afirmat consubstanțialitatea Duhului cu Tatăl și cu Fiul. Adică, ce înseamnă această învățătură? Adică Tatăl este Dumnezeu. La Niceea, în 325, s-a stipulat, s-a afirmat foarte răspicat că Fiul este de aceeași natură, substanță cu Tatăl. Așa numitul concept homoousios, din greacă, aceeași substanță. Așadar, Tatăl este Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu. Ce facem cu Duhul? Și au fost provocările astea ale tropicilor, pneumatomahilor. Spuneam și teologii pe care am menționat, au demonstrat, au spus, uitați-vă, Duhul e mereu pomenit în relație cu Tatăl și cu Fiul. Duhul este Duhul lui Dumnezeu. Duhul face lucrarea încredințată de Tatăl, dată Fiului, și Fiul o pasează Duhului. Așadar, toate aceste idei sunt fundamentate, înțeleg, pe Sfânta Scriptură. Sigur că da, sigur că da. Și ei au spus, ei, și Duhul este homoousion cu Tatăl și cu Fiul, adică aceeași substanță, adică Duhul este Dumnezeu. Sorin, te întrerup puțin, e posibil ca cei care ne urmăresc să spună, bun, astea sunt discuții între teologi, la școlile de teologie, care sunt implicațiile asupra vieții noastre, ce se întâmplă cu noi în raport, în relația noastră cu Duhul lui Dumnezeu. Dar te invit să revenim puțin mai târziu asupra acestei teme, pentru că în legătură cu noi este Richard Rusuli din Spania. Bună seara, Richard! Bună seara! Bună seara! Mă bucur foarte mult că ți-ai făcut timp și ai ales să participi la această dezbatere, tocmai din îndepărtata Spania. Este pentru mine o plăcere să pot să te salut de aici. Deși suntem departe, totuși ne simțim aproape de voi. Ar vrea să spun pentru cei care ne urmăresc că Richard este pastor adventist în Spania și e o bucurie pentru mine să te avem cu noi în această seară. Richard, am să încep direct, pentru că știu că timpul tău este prețios și vreau să ne spui din perspectiva ta, din felul în care vezi tu lucrurile, cine este Duhul Sfânt? Este o întrebare prețioasă. Duhul Sfânt, dacă mergem pe latura biblică, dar de asemenea combinată cu experiența personală, putem vedea că Duhul Sfânt este acea legătură, acum să spunem așa, reprezentantul pe care noi îl avem înaintea lui Hristos și înaintea Tatălui. El de fapt reprezintă ceea ce Hristos înseamnă pentru noi. Și cred că întrebarea aceasta, cine este Duhul Sfânt, o putem lega de Ioan, capitolul 7, unde spunea că încă nu fusese descoperit Duhul Sfânt pentru că Hristos nu fusese proslăvit. Atunci, aș putea să spun că dacă noi privim Biblia, atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament, observăm prezența Duhului Sfânt într-o formă deosebită, pentru că sunt persoane, chiar și astăzi, care ne vorbește, ne spun că Dumnezeu este diferit de cel din Vechiul Testament și unii chiar spun că Duhul Sfânt nu este prezent în Vechiul Testament. Doar în Noul Testament. Sunt foarte,
Da, exact, doar în Noul Testament și perioada Noului Testament și chiar este numită denominația de dispensațiunea Duhului. Însă în Vechiul Testament, ca și în Noul Testament, prezența Duhului Sfânt este foarte bine remarcată în multe pasaje. Însă este interesant că după crucificarea și înălțarea lui Hristos, avem făgăduința că vom primi Duhul Sfânt, dar în ce sens? Nu în sensul că El n-a fost prezent în lucrarea mântuitoare a omului, ci în sensul că El ne va putea aduce aminte cine este Hristos și cum poate să fie Hristos descoperit practic în viața credinciosului. Cu alte cuvinte, cine este Duhul Sfânt? Este Cel care îl descoperă pe Hristos într-o formă vie, într-o formă, dacă aș putea spune, chiar palpabilă, într-o experiență covârșitoare, plină de sens, în viața omului de rând, cine a fost Iisus Hristos acum 2000 de ani. Deci, Duhul Sfânt este Dumnezeu care descoperă pe Fiul care la rândul le-a descoperit pe Tatăl. Practic, Duhul Sfânt face completă, să spunem așa, în întregime descoperirea caracterului lui Dumnezeu pe Pământ. Richard, discutam puțin mai devreme cu Sorin Bădrăgan, prezent aici în platou, despre faptul că sunt multe dezbateri pe tema aceasta, pe această învățătură pur creștină și au fost de-a lungul istoriei, încă de la începuturi, diferite abordări, cum că Duhul Sfânt ar fi o forță mai degrabă decât o persoană. Care este perspectiva ta, mai ales că slujești într-o societate occidentală? Cum e văzut acolo Duhul Sfânt? E mai degrabă o persoană sau este o forță? Bine, aceste... Deci, în înțelegerea generală a oamenilor, de fiecare dată este mult mai ușor să te apropii de Duhul Sfânt, înțelegându-l ca o forță. Însă, tocmai menirea noastră și a studiului biblic, atunci când noi cercetăm și vedem caracteristicile pe care le are Duhul Sfânt, vedem fără nicio îndoială că El este o persoană, nu? Dar de ce spui, de ce afirm, Richard, că e mai ușor să privim Duhul Sfânt ca o forță? Pentru că în momentul în care vorbim despre Duh, automat este legată de o forță, de o putere, de multe ori este asociată imaginea aceea. Duhul Sfânt s-a coborât peste Domnul Hristos în formă de porumbel și atunci, și ca Duh, când vorbim despre Duh, este asemănat cu suflare și e mai ușor, probabil, ca să se înțeleagă, pentru cei care n-au o bază scripturistică și pentru cei care nu studiază, să fie înțeles ca o energie, ca o forță. Însă, în momentul în care studiem Cuvântul lui Dumnezeu, în profunzime, observăm foarte clar că Duhul Sfânt este o persoană. Și, de asemenea, datorită faptului că, mă rog, are cunoaștere, are voință, are năzuință, mijlocește pentru noi, are dragoste, toate caracteristici, și inclusiv conduce biserica, nu? Pentru că El spune că dă daruri după cum voiește fiecăruia. Dar din perspectiva unui, să spun așa, unei persoane care nu se dedică și nu citește cuvântul, e mult mai ușor să spună sau să gândească sau să perceapă Duhul Sfânt ca o forță. Și de multe ori, din discuțiile pe care eu le am cu persoanele aici în Spania și nu numai, observ că lucrul acesta este foarte înrădăcinat în mentalitatea multora, nu? Să pună pe seama, să așeze în seama Duhului Sfânt ideea aceasta de forță, de energie și nu de persoană, nu? Richard, da, bineînțeles, da. O să te rog să intervii oricând consider că este nevoie. Am să mă îndrept puțin acum către Sorin Bădrăgan, pentru că vreau să plecăm de la un argument biblic vis-a-vis de ceea ce a afirmat și Richard puțin mai devreme. Iisus le-a spus ucenicilor, rămâneți aici, rugați-vă și veți primi o putere. Apropo de ceea ce spunea Richard puțin mai devreme, că e destul de împământenit această abordare, veți primi o putere. Cum să înțelegem? E Duhul Sfânt totuși o putere sau este mai degrabă o persoană? Acum ar trebui să ne uităm la, cel puțin la tot versetul, dacă nu la contextul mai larg. Domnul Iisus spune în Fapte, capitolul 1, versetul 8, voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt și veți fi martori. Mm-hmm. Și urmează cercurile concentrice cumva.
Ce înseamnă asta? Chiar dacă citim așa, sau la o lectură destul de ușoară și directă a pasajului, dar atentă, remarcăm acolo că Domnul Iisus nu spune că veți primi o putere Duhul Sfânt. Veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt. Așadar, Duhul Sfânt este Dumnezeu. Este una din cele trei persoane. Este a treia persoană a Sfintei Treimi. A treia nu în rang, în statut, în forță, ci una dintre cele trei persoane. E practic o catalogare umană, lingvistică, să spunem despre a treia persoană a Dumnezeirii. Acum, în anumite faze ale istoriei noastre creștine, a treia persoană însemna și a treia în rang. Și unii dintre teologii mari, Origen, s-au considerat și chiar pe Hristos. El îi spunea Deuteroteos, adică o Dumnezeu de rangul al doilea. Și Duhul ajunsese să fie cam de rangul al treilea. Dar Duhul lui Dumnezeu este Dumnezeu, una din cele trei persoane divine. Și când vine, El aduce de toate. Dar n-aduce numai putere. Aș îndrăzni să spun că puterea nu este cel mai important lucru pe care îl face Duhul. Interesant afirmație. Da. De ce? De ce te bazezi și la ce te referi mai exact? Ceea ce vedem în Cuvântul lui Dumnezeu este că Duhul, prezentând mărturia despre Hristos, arătând spre Hristos, și aici sunt niște implicații extraordinare, poate ne întoarcem la acest anonimat al Duhului, care vine cu o lucrare specifică arătând spre Hristos. El ce face? Nu numai că ni-l arată pe Hristos, ne prezintă adevărul, ne mângâie și face alte lucruri, dar El ne leagă de viața Sfintei Treimi. Domnul Iisus spune, eu și Tatăl în Evanghelia după Ioan vom veni și vom locui la El. În epistola sa Ioan spune, părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul. Părtășia este prin Duhul. Avem așadar argumente evidente în favoarea Duhului Sfânt ca persoană. Ca persoană sunt și altele care emoții, că se supără, că poate fi întristat, că se bucură. Avem pronumele folosite, pronumele masculin în Evanghelia după Ioan, deși în ebraică, în Vechiul Testament, ruah este feminin. Neuma în Noul Testament este neutru, dar Duhul Paracletos este masculin. Acum, nu există gen în Dumnezeu, dar ce vrea să spună evanghelistul este că Duhul este o persoană. Apoi, lucrarea e făcută de Duhul lui Dumnezeu. Mărturia depusă de Duh este mărturia unei persoane. Domnul Iisus spune, El vă va descoperi, El vă va învăța. E o persoană. Dar foarte interesant, Duhul lui Dumnezeu așadar ne conectează la viața lui Dumnezeu. Niște teologi și din perioada patristică, dar și perioada contemporană vorbesc foarte frumos despre faptul că, începând cu Augustin, spre exemplu, Augustin spunea că Duhul este legătura de dragoste dintre Tatăl și Fiul. Duhul ce face? Vine în lume, ne convinge că Iisus este calea, ne ia, ne schimbă, face nașterea din nou, care nu e de fapt decât o actualizare în viața noastră a firii dumnezeiești și apoi, spun așa de frumos teologii aceștia, ne incorporează pe toți în această dinamică a relațiilor din Sfânta Treime. Duhul, exact, Duhul ne face să fim fii, ne pune într-o relație nouă cu Dumnezeu, cu Tatăl. Aceasta este lucrarea extraordinară, cea mai frumoasă și cea mai profundă a Duhului. Că ne dă putere să facem lucrarea, e grozav. Nouă ne place puterea, ne gândim. Eu aș dori să spun că, de fapt, puterea niciodată nu e a noastră sau n-ar trebui să fie a noastră. Ar trebui să permitem și să ne rugăm mereu ca Duhul să fie cel care lucrează. Că dacă puterea devine a noastră, noi nu prea știm să o manageriem bine și o luăm pe arătură. Și de ce totuși un accent, așa cum am întrebat și pe Richard, de ce se pune un accent pe forța Duhului Sfânt, pe puterea Duhului Sfânt, ignorându-se practic personalitatea acestuia? Probabil pentru că este mai ușor de înțeles, este mai atractivă ideea asta a unei forțe, a unei puteri,
Noi oamenii și ne uităm și la Simon, nu-i așa, din faptele. Repede a vrut și el puterea asta, gata să scoată banii, să plătească. Ne interesează foarte mult ce s-ar putea face cu puterea asta. Daruri miraculoase, lucrări grozave. Suntem atenți la minuni. Sigur că da, e atractivă ideea asta a minunii, a unei forțe care ne poate fi la îndemână. Dar, din nou, lucrarea cea mai importantă pe care Duhul o face este să ne transforme pe noi. Darurile miraculoase sunt interesante. Oricum, Duhul ne dă mult mai multe daruri decât doar cele miraculoase pe care le vedem și care sunt așa de atractive. Dar faptul că El ne pune în relația asta de filiație restabilită cu Dumnezeu este lucrarea extraordinară pe care ar trebui să o căutăm și să ne dorim și să ne rugăm ca Duhul să o facă și în viața altora. Aș vrea acum să îl întreb pe Richard, făcând referire la ceea ce spune în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 1, veți primi o putere. Aș vrea să ne spui cum au reacționat ucenicii când au auzit acest mesaj. Da, noi trebuie să ne gândim la aspectul acesta. Ei erau tulburați, Hristos avea să plece de lângă ei, erau speriați de ceea ce se va întâmpla, însă ei aveau în fața lor o misiune, nu? Pentru că Domnul le-a spus, uite, trebuie să mergeți în toată lumea, să predicați Evanghelia, trebuie să duceți această veste salvatoare peste tot și ei se simțeau incapabili. Deci în fapte 1 cu 14 observăm atitudinea pe care ei o aveau, nu? Cum trebuiau să primească această putere și vedem că erau în rugăciune în camera de sus, insistau, perseverau. Între ei exista un spirit de umilință, de dispoziție și chemarea lor, strigătul lor în general era îndreptat spre Duhul Sfânt care avea să vină ca o împlinire a făgăduinței lui Iisus pentru ca ei să poată împlini această misiune. Acum, îmi place cum colegul meu, Sorin, sublinează ideea aceasta a puterii, nu? Pentru că puterea nu înseamnă neapărat legătura ei cu minunile, ci puterea Duhului Sfânt, practic, o putem experimenta în viața noastră atunci când putem vedea în noi și în ceilalți roada Duhului Sfânt. Practic, ceea ce transformă ființa noastră și atunci când cu adevărat observăm că avem o înclinație spre lucrurile bune, e un semn că în viața noastră începe o transformare și că lucrurile care înainte ne plăceau încep să ne mai placă. Pentru că din experiența noastră, experiența mea și a multor oameni cu care am vorbit, am observat că multe vreme am încercat să renunțăm la anumite obiceiuri. Și am spus, uite, vrem să renunțăm la aceste obiceiuri, dar nu a fost. În momentul în care ne-am plecat pe genunchi și am cerut lui Dumnezeu și am spus, Doamne, vrem ca să facem voia Ta sau vrem ca să ajută-ne, foarte curios că se întâmplă că în inima noastră, în firea noastră, în inima noastră, am avut un impuls sau am primit o putere, o motivație ca să depășim acele înclinații spre obiceiurile care ne făceau rău și să îmbrățișăm o altă care înainte ne era foarte străină. Richard, o întrebare directă. Ucenicii nu aveau Duhul Sfânt atunci când le-a spus Iisus veți primi o putere? Pentru că e folosit viitorul acolo. Ideea, cum am spus, de aceea am și început să subliniez. Duhul Sfânt a fost mereu cu ei. Însă ideea care este? Că în momentul în care Domnul Hristos a fost pe pământ, după ce El a plecat, sau înainte de a pleca, l-a dat făgăduința. Nu am 14, am 16, l-a spus, uite, eu mă duc, dar nu vă voi lăsa orfani. Vă voi trimite un mânghietor care să fie cu voi în viață și vă va călăuzi și vă va aduce aminte toate lucrurile pe care vi le-am spus. În sensul acesta se referă aici. Referim la faptul că în momentul în care Domnul Hristos era cu ei, El le vorbea, El le spunea, El le descoperea pe Tatăl. Dar marea binecuvântare care avem noi ca biserică, ca și creștini, ca și copii al lui Dumnezeu, este că, într-adevăr, putem experimenta prezența lui Iisus Hristos prin Duhul Său cel Sfânt atunci când noi ne rugăm. El este lângă noi. E ca și cum, permiteți-mi să spun, chiar dacă poate să pară ciudat, dar e ca și cum Hristos este cu noi așa cum a fost și cu ucenicii. Pentru că
Aceasta este înțelegerea din Matei 28 cu 20, când spune și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Adică prin prezența Duhului Sfânt, prin puterea sa Iisus de a ne este cu noi. Da, el este alături de noi. Da. Și mă gândesc, deci aspectul acesta e foarte important, referitor la putere, nu? Puterea Duhului. Bineînțeles, noi vedem în Fapte 2, atunci când Duhul Sfânt coboară peste... Este o manifestare a puterii dumnezeiești acolo. Absolut, absolut. Acolo se vede în mod clar, limbi de foc, se cutremură locul, se aude un vâjit puternic, oamenii încep să transmită altora cuvântul lui Dumnezeu cu putere, nu? Și cred că aceasta e nevoia noastră cea mai mare astăzi, ca și biserică, ca și indiviz. De altfel, Domnul Hristos a... Nu știu dacă ne-am putea așeza puțin în contextul Luca, capitolul 11, de la versetul 5 la 8, când vorbește despre prietenul acela care miez de noapte a venit și a bătut la ușă și a spus, dă-mi, te rog, 3 pâini că a venit cineva la mine și n-am ce să-i pun în față. Și spune-te, chiar dacă e târziu, prietenul se va ridica și îl va servi. Iar acolo concluzionează Domnul Hristos acea învățătură și spune-te, cu cât mai mult, dacă voi sunteți fără și să dați darul bunei copilor voștri, cu cât mai mult Dumnezeu, Tatăl, va da Duhul Sfânt celor ce-i cer. Practic, în Duhul Sfânt avem toate darurile. Avem toate binecuvântările în persoana aceasta. Deci e necesar să vedem de ce insistența Domnului Hristos ca să cerem binecuvântarea Duhului Sfânt, puterea sa asupra noastră. Richard, dacă mai poți să rămâi câteva minute cu noi, vreau să mă îndrept puțin spre Sorin Bădrăgan, pentru că am o întrebare care e conectată cu ceea ce ai afirmat tu puțin mai devreme. Ai afirmat că Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, este aproape de noi. Sorin, vreau să te întreb dacă Duhul lucrează cu orice om din lumea aceasta. Lucrează și cu cel din India, și cu cel din Africa, și cu hindus, și cu budist, și cu creștini. Cu cine lucrează Duhul Sfânt? Cu toți oamenii? Duhul lui Dumnezeu lucrează cu toți oamenii, dar nu numai cu toți oamenii, ci cu tot ce este viu. Noi în teologia creștină vorbim despre creația ex nihilo, adică e o creație din nimic. Dumnezeu a spus și prin puterea cuvintelor sale, prin lucrarea Duhului, pentru că pe Duhul lui Dumnezeu îl vedem implicat încă de la creație. Ne uităm în primele versete ale Bibliei, Duhul, Geneza 1 cu 2, se mișca pe deasupra apelor. Duhul lui Dumnezeu este agent în creație. De fapt, toată treimea este implicată în lucrarea de creație. Așadar, Duhul creează, dar de asemenea Duhul susține. Sunt niște versete frumoase și în cartea Psalmilor, și în cartea Iov, și în cartea Ecleziastul. Aș vrea să citesc vreo câteva din cartea Psalmilor, Psalmul 104, zice, începând cu versetul 27, toate aceste viețuitoare te așteaptă și continuă el, zice, după aia în 29, îți ascunzi tu fața, ele tremură, le iei tu suflarea, ele mor și se întorc în țărâna lor. Îți trimiți tu suflarea, ele sunt zidite și înnoiești astfel fața pământului. Iov 34, Duhul lui Dumnezeu susține tot ce este în viață. Dacă nu ar fi lucrarea Duhului de a susține tot ce e în viață, atunci tot ce e viu s-ar întoarce de unde a venit, adică spre nimic. Duhul e un fel de frână împotriva întoarcerii noastre spre nimic. E posibil ca cineva care ne urmărește acum, poate întâmplător a văzut anunțul nostru și se uită la această emisiune, să spună, eu n-am simțit niciodată Duhul lui Dumnezeu afectându-mi viață. N-am auzit un glas, n-am văzut un semn. Eu cred că mie Duhul Sfânt nu-mi vorbește, nu se ocupă de mine. Poate de alții da, dar de mine nu. Cum răspunde? Deci, pe de o parte, lucrarea Duhului se referă la faptul că El ține tot ce e în viață, îl menține lumea viu, noastră. Lumea noastră, cu tot ce e ea, cu tot ce e viu, nu e prin forța noastră. Noi nu putem să menținem viață nicio ființă prin forță proprie. Adică suntem dependenți de Dumnezeu, care prin Duhul lui ține totul viu. Dar Duhul Dumnezeu mai face o lucrare importantă pe care o vedem în Evanghelia după Ioan, să ne convingă. Și Duhul, într-un mod sau în altul, ne vorbește. Ne vorbește la timpul Lui, prin metodele Lui. Cu siguranță El își dorește să ne comunice ceea ce a venit să spună, și anume să ne-L prezinte pe Hristos.
Duhul lui Dumnezeu poate vorbi în nenumărate moduri. Ne poate vorbi atunci când ne uităm la un peisaj deosebit, când vedem un apus minunat, când vedem un răsărit minunat, când vedem valurile mării care spumegă și ne gândim, ne uităm la noi, cât de complexi suntem și ne uităm la ordinea asta în univers, la frumusețea cerului, a stelelor. Duhul Dumnezeu ne vorbește, ne poate vorbi printr-un cântec pe care îl auzim, printr-un verset din Biblie, ne poate vorbi în diferite moduri și faptul că noi nu ascultăm nu este pentru că e deja o altă poveste. E problema noastră. E problema noastră. S-ar putea ca pentru unii undeva departe în inima unei comunități hinduse să nu fie glasul Duhului la fel de puternic ca în cazul nostru, dar avem multe mărturii, mai ales dintre musulmani, care confirmă că faptul că Dumnezeu le vorbește acestora prin vise, în moduri miraculoase, care și lucrurile astea sunt lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Richard, ultimele întrebări pentru tine în această seară, dacă ești încă cu noi. Sigur, sigur. Vreau să te întreb și să ne spui în seara aceasta, atât cât putem cunoaște și cât putem înțelege în această căutare a adevărului, ce se întâmplă cu un om în momentul în care se convertește? Mai exact, care este rolul Duhului lui Dumnezeu în momentele acelea în care omul spune nu mai vreau să trăiesc ce am experimentat până acum, vreau o altă viață? Da. Este o întrebare extraordinar de bună, pentru că tocmai acesta e, de fapt, scopul pentru care Duhul Sfânt a fost trimis pe pământ. În Ioan, la capitolul 16, nu versetul 8, spune că El va fi trimis să ne convingă de păcat. Acum, starea pe care o produce Duhul Sfânt în inima unui om este o stare de vinovăție care trebuie înțeleasă printr-o, ca o disciplină care ne face în stare să reacționăm. Pentru că noi avem așa, avem o fire pământească. Firea pământească trăiește atâta vreme cât Duhul Sfânt nu acționează în viața noastră, dar în momentul în care Duhul Sfânt acționează, ne cercetează și dă naștere unei noi făpturi, marea evidență este tocmai faptul că încep să sesizezi o dușmănie față de lucrurile care înainte îți plăceau. Am putea să spunem, dacă înainte îți plăcea un obicei dăunător, poate cum ar fi să consumi anumite substanțe care sunt dăunătoare trupului, dintr-o dată, printr-o lucrare lăuntrică, pentru că vreau să spun că această lucrare a Duhului Sfânt este atât de personală, încât dacă tu o comunici cuiva, acele persoane îți va părea foarte ciudat. E posibil să nu înțeleagă deloc. Să nu înțeleagă. De asta. Și uneori, poate tocmai din cauza aceasta, îți vine să nu spui nimic, pentru că ceea ce pentru tine e foarte puternic, o mărturie lăuntrică, poate pentru celălalt nu semnează nimic, dar pentru că aceasta a fost și reacția pe care a avut-o Nicodim la un moment dat, nu? O absurditate, de altfel, cineva, nu? Da, poate fi interpretată cu absurditate. Da, sigur. Cum poate să nască cineva din nou? De fapt, întrebarea era despre ce vorbești, nu? Pentru că ce înseamnă asta, nașterea din nou? Și, dar, cum am spus, revin la ideea aceasta, care mi se pare foarte potrivită și chiar sprijinită de către Apostolul Pavel, spre exemplu în Romani, acum Biblia deschisă în Roman la capitolul 8, nu? Unde spune la versetul 6, zice, umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pentru că umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace, sau versetul 7, fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supune. Deci asta este ideea, nu? În momentul în care Duhul Sfânt intră în viața ta, e adevărat, s-ar putea să ne întrebăm și cum poate să intre în viața ta Duhul Sfânt. E posibil că noi să spunem că Duhul Sfânt a intrat în putare moment. Și e posibil chiar să nu avem explicații pentru lucrul ăsta. Ideea care este că noi spunem așa, uite, Duhul Sfânt a intrat în viața mea 17 ianuarie 2008. Dar, de fapt, cu mult înainte, Duhul Sfânt a lucrat în viața noastră imperceptibil. Ca noi mai apoi să ne dăm seama, de fapt, că nu suntem bine, că de fapt, Duhul Sfânt îndeamnă spre sfințenie, spre o viață curată, o relație bună cu cei din jurul tău, o deschidere spre Dumnezeu,
să spunem așa, și mai mult decât atât, o poftă, o plăcere de a trăi. O plăcere de a, de a face lucrurile frumoase ale vieții. Pentru că, departe de gândul acesta, că Duhul Sfânt îți fură bucuria de a trăi, de fapt, Duhul Sfânt îți face bucurie în toate lucrurile vieții. Am putea să spunem, dacă îmi permiteți, Marius, că Duhul Sfânt te face să elimini conceptul că luni nu crește iarba. Adică, nu ai poftă de muncă. Nu, din potrivă, Duhul Sfânt îți aduce bucurie, îți aduce veselie în fiecare aspect al vieții. Și ceea ce cred că e fundamental, Duhul Sfânt te face să fii tare, să fii răbdător în fața adversităților vieții, în fața problemelor, în fața necazurilor, să nu te deprinzi, să nu te descurajezi. Chiar dacă poți să fie momente în care să... Dar Duhul Sfânt are această putere de a face ca omul să se ridice, să meargă mai departe, să lupte pentru împlinirea țelurilor, chiar dacă cade de multe ori, să se ridice, asemenirea Duhului Sfânt, da? Să transforme în fiecare zi, să le transforme și să pună în noi chipul lui Iisus Hristos. Richard, îți mulțumesc foarte mult pentru intervențiile tale din această seară. Apreciez că ți-ai făcut timp să discuți cu noi și să prezinți ideile acestea celor care ne urmăresc. Te așteptăm și cu alte ocazii. Cu multă plăcere. Numai bine vă doresc. Mulțumim mult încă o dată. Sorin, a vorbit destul de aplicat Richard în această ultimă parte, amintind despre experiența interioară a omului în momentul în care se confruntă cu lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Să spunem că chiar trăiește realmente cineva experiența aceasta, Duhul ajunge să îi schimbe cumva traiectoria în viață, să urmeze cu totul altceva. După ce se produce acest moment, mai are omul vreo legătură cu acest Duh al lui Dumnezeu, afară de ceea ce ai spus în general așa, de susținere, de faptul că e aproape de noi și avem acolo liniște, că e cineva lângă noi. Dar concret, se mai întâmplă ceva cu omul după ce s-a convertit în raportul său cu Duhul Sfânt? Richard a spus bine mai devreme de modul în care Duhul lui Dumnezeu lucrează. El are o implicare generală în creație, dar face lucrarea de convingere și ne ajută, ne naște din nou. Orice naștere din nou se face numai prin lucrarea Duhului Dumnezeu și apoi urmează viața de credință pe care o trăim doar prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Și de aici vorbim despre putere. Putere de a alege ceea ce ne învață Scriptura. Permitem libertate Duhului Dumnezeu să producă roada în noi. Galateni, capitolul 5, acele două frumoase versete despre roada Duhului Sfânt, care, dacă îi permitem să lucreze, ce face, de fapt, este să modeleze în noi chipul lui Hristos. Pentru că toate acele fațete ale roadei Duhului Dumnezeu se găsesc într-un mod absolut în Hristos. Și atunci Duhul ne transformă și asta este lucrarea de sfințire. El este sfânt. Și atunci El ne modelează pe fiecare dintre noi, ne ajută să trăim o viață frumoasă cum Dumnezeu o vrea, cum am auzit, o viață plină de bucurie, o viață plină de Dumnezeu. E o lucrare pe care o face la nivel personal, dar Duhul face o lucrare extrem de importantă în biserică. Pentru că, de fapt, revărsarea de la Rusalii a fost coborârea unică a Duhului Dumnezeu în istoria noastră. E un fel de inaugurare a erei Duhului. Tatăl a lucrat în partea asta Vechiul Testament, Domnul Iisus în timpul său pe pământ, făcând lucrarea de răscumpărare și apoi era Duhului, începe cu Rusaliile, nașterea bisericii. Dacă nu ar fi prezența Duhului într-o comunitate de credincioși, acolo nu ar fi biserică, ar fi o adunătură de oameni. Dar prezența Duhului este aceea care face ca respectiva comunitate să fie familia lui Dumnezeu, să fie trupul lui Hristos, să fie templul Duhului Sfânt, să fie poporul lui Dumnezeu. Sorin, te invit, suntem aproape de finalul emisiunii, să închidem cumva cercul. Am plecat de la experiența 80 de oameni care s-au convertit în Cambodgia și vreau să te întreb dacă în experiența ta, în lucrarea ta pastorală, în lucrarea cu studenții, ai întâlnit astăzi convertire reală? Pot vorbi de a mea. Într-o tabără în zona Voronețului, tabără Cristia, într-un context asemănător, vreo 35 de tineri, în 1991,
Am avut o experiență a convertirii deosebite. A fost ceva dramatic, de fapt. Nu la toți e la fel, dar cu siguranță pot vorbi de a mea. Uh-huh. Uitându-mă în jur, văd indicii că sunt ale multor altor persoane, aud mărturii și astea le cred și sunt încurajat. Duhul lui Dumnezeu își continuă lucrarea și o va face până când Hristos se va întoarce ca judecător și atunci se cam termină ocazia mântuirii și posibilitatea de a avea viața transformată într-un mod pe care nu ne-l putem imagina. Doar Duhul poate face asta. Îți mulțumesc foarte mult pentru mărturisirea ta de credință și faptul că Duhul lui Dumnezeu ți-a atins viața. Am rămas cu un gând pe care l-a afirmat de la început și pe care și Richard l-a accentuat după aceea, că nu se poate întâmpla ceva autentic în bine în viața noastră fără lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Și nu există convertire autentică fără lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Sorin Bădrăgană, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară în căutarea adevărului. Mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit și vă invităm să ne urmăriți în continuare. Peste o săptămână, la aceeași oră, ora 22, aici, la 7 TV, vom continua să căutăm adevărul pe alte teme. Recunosc că nu am reușit să abordăm toate aspectele pe care le-am propus în această seară, dar cu siguranță vom reveni. Să aveți o seară liniștită!